După ani buni petrecuți în detenție, mulți condamnați trebuie să o ia de la capăt. În majoritatea cazurilor, persoanele se confruntă cu o mulțime de necunoscute. Pe lângă lipsa locurilor de muncă și a neîncrederii în forțele proprii, trebuie să facă față valului de prejudicăți și discriminare din partea societății. La prima eliberare, statul le oferă o indemnizație unică în valoare de aproximativ 8.000 de lei. În cazul recidiviștilor, suma e de aproape 4 ori mai mică. Contribuția statului însă nu poate șterge problemele de reintegrare a foștilor deținuți în societate. Cum decurge procesul, urmăriți într-un reportaj din campania Înțelegem Legea, realizată de TV8 în cadrul programului Accesul la Justiție în Moldova. Pavel și-a petrecut aproape 10 ani din viață după gratii, după ce s-a eliberat din detenție și a găsit singur un loc de muncă. Dar când superiorii săi au aflat că este fost deținut, l-au concediat. Chiar neîncălcând nimic, odată eu nu am întârziat la lucru, nu că să mai fac ceva mai grav, mai târziu să afla că eu am ispășit pedeapsa de condamnare, că eu sunt condamnat și eu eram concediat doar din motivele acestea. Există o marcă care pur și simplu ți-o afișează sau îți pun doar stigma asta, adică anterior condamnat, tu nu ești om. Este recunoscător proiectului Share, ce reprezintă o punte de reintegrare pentru foștii condamnați din Republica Moldova. Datorită acestuia, acum este angajat și nu-și mai face griji pentru ziua de mâine. Dacă tu nu ai servici sau nu ai o ocupație permanentă zilnică, tu ai să revii. Asta e deja demonstrat. Proiectul și investește în mine careva surse, chiar și financiare și psihologice, adică eu deja în 10 luni am căpătat 3 profesii, adică și lăcătuș, și montător, și sudor. Doar trebuiesc fapte. Ai venit, lucrez, salariul primești la timp și cel mai important aspect, că aici ai multe perspective de a progresa. În spatele acestui proiect stă Alexandru Curașov și Vladimir Gaiț, cel din urmă fiind un fost condamnat. Cei doi s-au cunoscut la un centru de reabilitare după ce ambii au avut probleme legate de consumul de droguri. Acum 20 de ani, Vladimir a ieșit din închisoare și a decis să o ia de la capăt. Împreună cu Alexandru au fondat compania în care 80% dintre muncitori sunt persoane care în trecut au fost certate cu legea. Vladimir, ca sam бывший заключённый, вышел после своего последнего срока, ни родины, ни флага, как у нас говорят, без будущего, без перспектив. И у него была мечта создать компанию, которая бы не просто зарабатывала деньги, а помогала бы трудоустроить и найти себя в жизни таким же людям, как и он. И вот спустя много лет его мечта, она реализовалась. În cei 15 ani de la fondarea companiei au întins o mână de ajutor la sute de oameni. Pentru 200 dintre aceștia le-au găsit un loc de muncă. Din spusele lor, oamenii care ies din poarta penitenciarului sunt dezorientați și nu au încredere în forțele proprii. Am restabilit documente, надо. Ещё есть такой вопрос, как нет жилья. И мы предоставляем квартиру, то есть на временно, то есть человек может, если у него нет жилья, обратиться к нам и до 3 месяцев жить. У нас на квартире, при этом как бы обучаясь и уже получив какое-то рабочее место. Foștii deținuți sunt în top 3 categorii care se confruntă cu cele mai multe situații de discriminare, susține avocata Arina Țurcan-Donțu, care face trimitere la un raport al Consiliului de Non-Discriminare făcut anul trecut. Poate că ar fi o soluție ca angajatorii care îi primesc pe ex-deținuți la muncă să fie subvenționați, adică să le se dea careva subvenție, pentru că așa ar spori interesul angajatorilor pentru persoanele date. Deși deținuții pot beneficia de servicii de asistență juridică din neștiință sau din neîncredere, foarte puțin se adresează după ajutor. Se pot adresa chiar și la Consiliul pentru Prevenire și Asigurarea Egalității. Deși dacă analizăm practica Consiliului, atunci numărul deținuților care s-au adresat este mult mai mic în raport cu alte categorii. Potrivit secretarii de stat a Ministerului de Justiție, Nadejda Burciu, doar deținuții care au fost eliberați înainte de termen beneficiază de asistență și supraveghere din partea probațiunii. Statul oferă o indemnizație unică la eliberare deținuților care sunt la prima eliberare, în valoare de 7.900 și ceva de lei. Pentru cei care sunt recidiviști, să-i numim așa, deci persoanele care sunt la a doua eliberare sau mai mult, această indemnizație unică este într-o
este mai mică, în jur de 2000 de lei. Studiile arată că peste 80% dintre deținuți vor să muncească încă din penitenciar și doar 10% dintre ei reușesc să se angajeze în timp ce se află după gratii. Ministerul Justiției își propune ca să dezvolte și să extindă oportunitățile de ocupare în câmpul muncii pentru deținuți în perioada aflării lor în penitenciar, pentru că asta este o condiție esențială, de bază, pentru a-i pregăti de eliberare. În Republica Moldova, circa 70% dintre condamnați execută pedepse pe termen mai mare de 5 ani. Anul trecut, la serviciul de probațiune, erau la evidență 254 de persoane eliberate condiționat din detenție. Conform datelor Ministerului Justiției, la 1 martie 2022, în evidența și supravegherea probațiunii se aflau 427 de persoane ieșite de după gratii, înainte de termen. Fiecare al doilea este în prezent angajat cu acte în regulă sau prestează servicii ocazionale. Despre ce se întâmplă cu cei eliberați din închisoare la termen nu se știe, pentru că nu se face evidența ratei lor de angajare în câmpul muncii. Apreciezi munca noastră? Susține-ne cu o donație. Scanează QR code.